Cum apreciezi nivelul echipei față de sezonul trecut? Față de sezonul trecut, bineînțeles, echipa este mult mai bună. Mi se pare că suntem mult mai înainte față de anul trecut și sper că reușim să ne atingem obiectivul. La piscină, cum te simți? Ca peștele în apă? Eu mă simt bine, mă simt bine cu fetele, mă simt bine, mă înțeleg foarte bine cu ele. Și la antrenamente, îmi place și de domn profesor. Am înțeles. Și sperăm să fie bine anul ăsta. Piscina e printre puținele momente plăcute ale cantonamentului? Da, dar ne place, bineînțeles, să venim la piscină și dacă am mai puține antrenamente, am profitat mai mult. Oh, ce stă acolo? Anu, cantonamentul e reușit, da? Da, chiar e reușit, ne-a întâlnit foarte bine și sper că când ajungem la Ploiești o să fim mai tari și cu mai multă putere. Mm-hmm. Adică promovarea să fie primul gând? Da, asta ne gândim, dar vedem dacă reușim încet, pas cu pas, să mergem spre promovare. A, chiar în sală de forță îmi place mai mult decât alergare. De ce? Nu știu.
uite, așa sunt obișnuită. Bine, trag la forță cu pe felul în care. Am avut o săptămână încărcată cu muncă și omogenizarea echipei, pentru că avem jucătoare noi care au venit și vrea pregătirea asta era necesară. Mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în săptămâna aceasta? Da, sigur. Am avut toate condițiile pentru pregătire. Am avut pregătire și în sala de forță și în sala de sport. Cred eu că a fost de bun augur săptămâna aceasta. Din câte am discutat, avem pe 16 la Galați cu echipa de ligă și pe 17 cu divizia de la Brăila. După aceea urmează în 26-27 un turneu la Ploiești cu echipe de divizie și dacă mai găsim în perioada asta încă un meci de pregătire, e foarte bine.